Și am vrut să fac o mămăligă. Să mâncăm și voi face și niște pește. A fost soțul meu și a cumpărat niște file de somon. Toți. Mi-a alunecă și mă voi pune să-l fac. Am un stigai cu un pic de ulei. Și cam asta vom mânca noi seara asta. Nu știam ce să mai facem să mâncăm. A dormit și Marc. Maxim. A 30 de minute. Nu mai mult. Da. Și să mă pun să fac să mâncăm puțin. Să văd dacă reușesc să fac și niște clătite. Că de luni tot zic să fac clătite și n-am mai reușit. Da. Am vrut să cumpere pește păstrăv, dar nu am găsit. Filet, de fapt nu file de păstrăv, dar nu am găsit. Am făcut data trecută pe grătar și a ieșit foarte bun. Și vreau să fac și acum. Dar nu am găsit. Da, astăzi e dezlegare la pește. Se mănâncă pește. Bine, noi mâncăm pește și dacă nu e dezlegare, că nouă ne place. Și luăm și facem. Este și sănătos. Da. Astăzi nu am mai făcut mai nimic, mai mult prin casă. Acum a venit vremea asta urâtă. Prin casă stau mai mult cu copiii. Ia să pun. Să se încingă uleiul. Și am făcut lui Marc aerosol cât a dormit. Pentru că dacă e treaz, nu prea stă. Și am făcut așa repede. Făcut nănița. Acum o să-i dau cu un pic de spray tantum în gât. Pentru durerea din gât. Și pun un pic de sare pe pește. Așa îl fac eu. Câteodată mi-e poftă să fac peștele în, să-l dau prin mălai și să-l prăjesc. Dar acum când cum îi voi da și lui Marc, nu-l voi face așa, îl voi face un pic mai sănătos. Și pentru Selena, în primul rând, că și ei dăm sănătos, doar că dacă facă și Marc, face mai sănătos, că Marc e bebe. Mănânci pește, Bogdi? De ce? Nu vrea să mănânce pește. Păi și ce rost are să-l fac pe tot atunci? Din două din astea? Nu! Hai nu înțeleg de ce nu mănânci un pic de pește. Eu acum... nu știu. Să-l fac pe tot, să nu-l fac. L-am și spălat, știi? Că dacă nu-l spălam, îl băgam în congelator, dar l-am spălat. Acum îl fac pe tot. Vedem cât mâncăm, cum mâncăm. Asta este ce să facem. Lui mi-i place să mănânce pește pentru că are oase. Și mereu se chinuie. Oasele, că el când a fost mai mic s-a necat cu un os și atunci a rămas cu teamă. De asta nu vrea să mănânce. Dar eu nu știu, că eu am mai cumpărat pește din ăsta și nu a avut oase. Ori nu l-a curățat ei bine, ori nu știu ce s-a întâmplat. Și acum are oase. Bine, nu are oase mici, ca să zici că te mergi cu ele. Are niște oase mai mari, le poți găsi sau simți în gură. Dar lui nu-i place să stea, să caute prin pește oasele, îi se pare migălos. Da. De obicei cumpăram medalion somon, dar acum n-am mai cumpărat, că am zis că are oase și de fapt de unde, că și ăsta are oase. M-a făcut nicio afacere și file de păstră are oase. Ce, băiatul, mama? Ce faci?
Da, și una de asta. De când am descoperit peștele ăsta de câțiva ani de zile, ca pe ăsta îl cumpărăm și îl mâncăm. E mult mai bun, așa, nu știu, mi se pare mult mai bun. Alte soiuri de pește are gust amăl, are gust și nu-mi place. Și vom mânca pește, după aceea vom tăia un pic pomelos să mâncăm, că ne e poftă. Da. Cam asta o să fie mâncarea seara asta. Am vrut să fac niște chifle la cuptor, că lumea ar fi plăcut foarte mult chiflele, dar n-am mai reușit să fac. Iau și eu să mănânc o bomboană din asta pe ascuns, plicios. Nu mă bag de selen. Asta se duce la ascuns, altfel. Asta, mănâncă tot. O să prinde. Ajută să-mi fiarbă și mălaiul. Eu fac mămăligă cu furculița. Tot și amestec așa. Cu furculița. Da. Și să fac și usturoi la marge de la pește. Nu tigai aici. Și am uns un pic tigaia, că chiar dacă e tigaia antianderentă, nu știu ce se prinde. Chiar nu știu. De multe ori am făcut și pe grătar și așa și se ardea. Eu știu cum să stau să mă vedeți, că dacă ridic ăsta mai sus, hai că mai bine așa. Nu știu ce am avut astăzi de mamânca, n-am stăt toată ziua. Vezi, vă am și telefonul l-am încărcat. Uite așa. O să dau la mamăligă un pic foc mai mic. Uite, deja se face. Îl mai lăsăm. Pe ambele felii astea de file de somon a dat 30 de lei. A fost cu 39,99 kg acum. Probabil că e dezlegarea la pește sau nu știu. Și medalionul era 50 de lei. Și am zis, mă, hai, ia file, că medalionul are oase. Și ia file. Și e mai ieftin. 30 de lei pe două bucăți așa lungi. Și încă e prea mult pentru noi, că nu-l mâncăm pe tot. Dacă știam că nu o să mănânce mult, l-am și băgat la congelator. Și mai făceam în altă zi. Dar dacă l-am spălat, știu că odată spălat, nu e ok să-l mai congelez. Nici pește, nici carne de pui, de porc, de orice. Și dacă rămâne, îl încălzim mâine și mai mâncăm. Face. Nu aruncă mâncarea, că e păcat. Și asta de multe ori arunc mâncarea. Arunc și ciorbe și felul 2. Niciodată nu se mănâncă. Dacă reușesc să fac și clătite, chiar mi-e poftă. Mâine poate reușesc să fac și chiflele alea. Am un plan mai multe. Dar cum a fost Marco posibil așa bolnav, nu am putut să fac mai deloc treabă cu el. Am mai făcut că e soțul meu acasă și m-a mai ajutat. Că altfel nu făceam nimica. Tot în sare pe mine. Ia să vedem dacă s-a făcut. Ia să le întorc pe partea asta. Mai trebuie. Asta mi se pare cel mai bun pește și mie mai place și macrou. Doar că macrou nu se găsește proaspăt. Eu n-am găsit niciodată macrou proaspăt, doar macrou congelat. Și am dat odată Selenei macrou congelat și a apărut una bube pe ea. Și nu știu dacă a fost de la macrou sau dacă a fost de la altceva. Dar numai bube și decât să riscăm. Soacra mea face, de exemplu, saramură de macrou, doamne, foarte. Cel puțin când mergeam vara la grătar, la macrou,
lua, îl curățai, tăia capul, coada, îl înfolia în staniol, îl ungea cu unt, cu toate astea și seara făcea o saramură. Hai, dar ce bună era, nu era nici iute tare, era foarte puțin iute, așa. Și o bunătate. Eu mai mănânc, dar așa parcă la copii să mănânc, să le dau, nu știu, mi-e teamă. Mă enervează că sunt mică de fătură și nu prea ajung eu să dau lucrurile în gura aici sunt. Și imediat îi dau ca și mămăliga, o mai lăsăm să fiarbă. Și astăzi am făcut o tocăniță, de fapt o tocăniță, o fasole scăzută așa de bună. Am avut niște fasole la cutie de carton din aia, gata fiarbă de la mama din Italia. Și chiar am zis că ce să fac cu ea, că să o arunc e păcat sau să nu o folosesc sau ce știu eu. Dacă mi-a trimis, am zis că na, să o folosesc. Și am luat și am călit ceapă. Și oricum mai cumpăram câteodată și fasole gata fiartă de la supermarket, de la Carrefour. Și făceam în ciorbă sau în fasole scăzută. Și uite, am călit ceapa, am călit un pic cabanosul cu ceapa. Am adăugat fasolea, pastă de gogoșari. Am avut făcută în casă de mine o linguriță de bulion și am mai pus foarte puțin vegeta pentru că pasta de gogoșari era deja sărată și nu prea fac mâncare așa sărată, doar că fasolea mi-a ieșit un pic cam sărată acum, pentru Marc, pentru noi nu era bună, dar pentru Marc a ieșit cam sărată și nu, oricum n-a vrut să mănânce. Și așa îmi fac eu mămăliguța aici, am un ceaun din ăsta mic, îl am de la soacra mea și mai am un ceaun mare. Am telefonul ăsta, l-am încărcat. Mai am un ceaun aici mare, așa că îl vedeți. Și în ăsta fac mămăligă când am musafiri sau dacă fac mămăligă să bag la cuptor în tavă cu ouă sau cu din astea, fac o mămăligă mai mare. Și în rest, în ăsta micut, pentru mine, pentru ei. Uite că ăsta mi s-a rupt. De? Nu l-am putut prinde ca lumea. Nu să-l întorc eu că... Ce e puiul, mama? Imediat facem și mușdeiul. Și halim repede, repede. Nu știu ce altul e vreo 6. Și cât e ceasul? 7 fără? Nu, deja 7 fără, măcar să mâncăm până la un maxim 7 jumate, că nu prea... Noi mai mâncăm ca adulți așa, dar nu prea vreau să obișnim să mâncăm târziu, mai ales că dacă copiii se culcă, știu că trebuie să proceseze creierul cât timp se digeră mâncarea 2 ore sau asta. Martin a dormit mult, v-am zis maxim 40 de minute și sigur va dormi pe la vreo 9-9 și... Am mâncat bomboane și dulce care de niște apă. Da. Mirese așa de fain peștele. N-am mai mâncat de ceva timp pește. Chiar mi-era poftă, mai ales că văzusem că e sărbătoare, am zis și am văzut dezlegarea la pește. Zic, mă, și așa nu știam ce să fac de mâncare, mai ales dacă și dezlegarea la pește. Mi-a făcut și poftă. Hai să mâncăm. Ce face iubitul lui mama? Ce face iubirea lui mama? Zi-mi inima! Unde merge? Ce va? Te superi, sai? Te superi! Zi-acolo! Zi-acolo! Ce face băiatul? Hmm? El merge singur, da? Dar mai vine și în patru la vesea. Da! Ce băiețelul. Hai. Opa. Ia să ne luăm telefonul. Ce faci? Ia zi bună. Bună. Tu cum nu ți-am gurit, ești inima mea. Inima mea. Ia, ce e aici? Bau. Uite și pe Sally. Sally, ce faci? Bine. Unde ești?
Și soțul meu se chinuie să-mi facă laptopul, că de ceva timp nu merge. Ba merge, se conectează la internet, ba nu merge. Ba merge, ba nu merge. Și vrea să vadă să îmi facă laptopul ca să, opa, să încerc și eu să meditez filmulețele. Seli, Seli, măi mamă, mă, nu mai pune mâna pe el, că tot timpul faci să pățească câte ceva. Dacă îl dădeai cu capul. Da, ne. Acolo cu ce ați mai făcut mizerie pe jos? Cu ce ați mai făcut mizerie? Ce s-a întâmplat? Ai supărat? Da? S-a supărat băiatul? Hai că iar m-am lungit. Iar am 15 minute și plus ce am mai filmat și ieri și astăzi. De problemă, mama. Giselena a fost la Carrefour să ia pește cu tati și a văzut... A păpușă care poți să-i dai mâncare. Da, și costa 2 milioane și ceva. Și n-am avut bani să-i o cumpărăm, așa? Așa că îmi cumpără moșul. Da, o să-i aducă moșul, păi da. Și o să o vedeți în alt video. În alt video, da? O să arătăm ce primești tu cadou de la moșul, da? Da, și cum... Și are un de la cum ai tu pentru moș și rotește așa. Da? Ce e ăla care rotește? Un de la, nu știu cum să mă știam. Nu știu cum... Drăgălaja, ea avea băbușene, dar de unde atâția bani? Pe 2 milioane și ceva, o păpușică, boi, de mine. Am mai luat noi în trecut, dar nu mai facem greșeala asta. Ia, are brocole și pară de mâncare. Da? Și are un plic, două plicuri și acolo ai, de, ai mâncare. Bagi un de ăla și rotești pe aia. E gata, mâncare ai o lingură. Are un blender. Un blender și... Cum am eu, nu? Da, și bagă și faci așa și pe aia rotești și ai și un Pampers. Da? Da, are și Pampers să-l schimb. Da, sper să-mi facă și mie laptopul să meditez și eu filmulețe, că acum le editez pe telefonul meu cu programul iMovie, dar nu merge cum ar fi pe laptop să le editez ca lumea, să așa, are doar, pe telefon are niște chestii să poți să editez și pe laptop are niște chestii speciale să poți să adaugi alte chestii în plus. Dar deocamdată dacă chiar nu-mi face laptopul, mai editez cu telefonul. Ce să facem? Până am reușit să îl facem pe ăsta sau să ne cumpărăm altul, știu? Ia uite, peștele, vezi? Mie îmi place peștele, prieteni! Da, îi place peștele mult. Ia zi la copii să facă și pește. Să faceți și voi pește, că e foarte bun. Să faceți și voi. Dar mai să aveți grijă că are oase în el. Da. Are oase. Să ai grijă să nu te... Mama, le-ai tăiat? Le-am tăiat, mama, dar nu era să-l plătesc așa între... Să te arăt pomelă, că le mâncăm de pe... Să mâncăm, nu? Dar am zis să mâncăm. Vreau să-i zic că... Vreau să-i arăt mai... Hai, arată. Hai că mămăliga imediat e gata. Hai, arată ca să... Să închei filmulețul, mama, că uite, deja s-a făcut cu ho-ho. Și un pomelo. Un pomelo, da. O să mâncăm și un pomelo. Da, după mâncare. Da, unde-s ciocolatelele acelea am luat de la Lidl? Pe ăla. Am mâncat o grămadă de ciocolățele de alea. Și ea și noi. Ce te faci azi? De că tu... Na, iată. Ce e, puiule? O să închei vlogul aici, că deja m-am lungit și deja am 15 minute și ceva și plus ce am mai filmat înainte, iar se face vreo 40 sau 40 și ceva. Ce faci, Marc? Unde pleacă băiatul? Unde pleacă băiatul? După Sally? Te-ai supărat, așa-i? Of, 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 inimioara mea, s-a supărat că a plecat Selena. Of, ce pune el mâna pe cap? Oh, cică-mă! Oh! Ia unde ciocolățelele alea? Unde le-ai pus? Acolo, acolo. Ah. Uite, arată astăzi o cutie din asta. Care, uitați, soțul meu și s-au mâncat o grămadă. Tată, arată ce formă am. Uitați. Da. Uite câte au mai rămas. Plânge după tine, Sally. Du-te la el. Deci au fost 32. 2, 4, 6, 8, 10, 11. S-a mâncat o grămadă de ciocolățele din astea. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și v-am pupat cu drag. Pa, pa!